Plaga, după cum știm toți, este contaminată la șase ore de la producere Nu este neapărat să fie infectată și nu este obligatoriu să se infecteze Dar decontaminat, ea va fi contaminată la șase ore de la producere De ce este contaminată? Pentru că la producerea unei discontinuități tegumentare, flora s profită. Am mai explicat ce este aia. Sunt bacteriile care trăiesc pe noi și care asigură buna funcționare a pielii. Noi avem cu toții bacterii pe noi. Și asigură stafilocos, streptococ. avem o, o floră foarte bogată pe piele. Și aceasta penetrează această discontinuitate tegumentară, această plagă, intră în plagă și o colonizează. Dar nu este obligatoriu să fie infectată imediat la 6 ore infecția apare doar atunci când una din sau două, una sau două, sau poate chiar mai multe, dintre aceste bacterii ale florei să profite sau doamne ferește, accidental, se pot uh, transporta bacterii și din alte zone, nu numai din flora sa profită. Uh, asta este o paranteză și revin. Uh, au fost situații în care la o escară asistenți care nu cunosc normele de asepsie cu mănuși cu care uh, pansează sau cu mănuși cu care toaletează pacientul, uh, pe urmă efectuează pansamentul unei plăgi. Ei bine, dacă tu pe o mănușe ai resturi de fecale sau de urină sau temir ce alte Secreții din uh, mediu le poți transporta la locul de discontinuitate și colonizez plaga cu bacterii care nu sunt din flora sa profita pielii, da? deci ele pot să fie din flora colonului. Am avut situații cu escară calcaneană în care am avut proteus. Proteusul este o uh, bacterie specifică colonului. Ea nu are nu, numai acolo locuiește, în colon. Deci ea nu are ce să caute în călcâi Clar a fost transportată accidental prin necunoaștere, da? Sau uh, de asemenea te poți întâlni cu peșerichia sau clepsiela care nu au ce să caute într-o plagă, de exemplu, uh, pe o gambă. Nu au ce să caute acolo. De asemenea, microbiologia este fascinantă. Dacă cunoști tipurile de bacterii specifice a anumitor zone, înțelegi ce s-a întâmplat în plaga respectivă. Înțelegi dacă a fost accidental sau dacă este normal să fie acolo. Ei bine, să revenim la ce spuneam. O plagă devine infectată în momentul în care una din cele. Uh, acele bacterii se înmulțește peste 100.000 de, de germeni. Când depășește 100.000 de, de germeni, aceasta produce infecția care este semnalată aproape întotdeauna. Aproape întotdeauna este semnalată de miros, de exudat secreții urât-mirositoare din abundență, eritem, roșață, căldură locală. Nu există să nu... Fi uh, avertizat de faptul că acolo ai o infecție, este absolut imposibil să nu-ți dai seama că este o infecție. Începe să miroase, devine roșu. De multe ori, dacă ești un foarte bun observator, poți să te prinzi că apare o infecție înainte să ajungă la o, uh, un număr foarte mare de germeni. În momentul în care vezi că un pic se roșește în jur, dar nu vorbim de alergic. Atenție, e foarte important să vedem diferențierea în, uh, între un eritem, dar este foarte, foarte amplu, o să mai discutăm despre diferența dintre un eritem alergic și un eritem datorat unei infecții uh, Eritemul datorat unei infecții este și cu căldură locală, o să vedeți, dar trebuie să fie minim 3 semne, 2-3 semne ca să fie semnalată infecția deci, cum spuneam, infecția îi lata, Aia nu ai cum să nu, să nu te prinzi că e acolo. Pentru cei interesați de mai multe cazuri, puteți intra pe www.medataloș.ro la secțiunea Clipuri Live sau la secțiunea Articole pentru citirea articolelor în format text.